Salut, sunt Andrei Samoil, fondatorul Academiei 161 și gazda voastră astăzi la podcastul Minți Temerare. Așa cum v-am obișnuit, de fiecare dată încercăm să aducem alături de noi oameni frumoși, oameni interesanți, oameni de la care avem de învățat, oameni care pot să ne fie model și din experiența cărora putem să extragem o grămadă de lucruri și de mesaje și de morale pe care după aia să le aplicăm și noi și să devenim mai puternici, mai stabili, mai bine dezvoltați emoțional. Astăzi mă bucur să-l avem alături de noi pe Ionuț Bonoiu, un om de la care avem multe de învățat, editor-in-chief la Forbes România, autorul cărții Negustori de altă dată și tatăl lui Mihai, care vine de ceva timp în programele și în taberele noastre și de la care simt că avem foarte multe lucruri de învățat. Bine ai venit, Ionuț, mă bucur că ai onorat invitația noastră. Mulțumesc că te salut și eu și cred că în ordinea importanței de 12 ani e tatălui Mihai, asta e cea mai importantă chestiune, că da. și cea mai consumatoare de energie. <laughs> dar în același timp și alimentatoare de energie, cumva. Deci așa, asta cred că e partea cea mai importantă. Și da, de din 2000, deci de 20 și ceva de ani, cumva sunt în zona asta de publishing, de publishing de presă de business, cumva mm -hmm. pentru uh, multe branduri de la noi din România, Ziarul Financiar, Business Magazine, Forbes, deci cumva sunt în uh, în domeniul ăsta de, de, de multă vreme Și da, una dintre pasiunile, încercările pe care le fac în ultima perioadă Este de a încerca cumva să readuc în discuție un lucru care s-a pierdut În ultima sută de ani și anume istoria, istoria afacerilor Deci da, ce ai spus tu, cartea negustorii de odinioară este o carte care a apărut anul trecut, anul acesta va apărea încă o, încă o carte, amintiri din trecutul negustoresc, fundamental niște cărți scrise în urmă cu aproape 100 de ani despre povești de negustori, despre negustori, despre bogații, dacă vrem să le spunem, ai României de acum mai bine de 100 de ani, lucruri despre care nu prea mai știm în ziua de azi. Cum era vorba, aia cine-și uită istoria este condamnat să o repete. Da, de fapt, știi care e cel mai important lucru? Cel mai important lucru e că noi nici nu ne dăm seama cât de multe similitudini sunt cu uh, lumea și cu trăirile și cu emoțiile pe care le aveau uh, cei din spațiul românesc acum 90-100-100 și ceva de ani și acum 100 și ceva de ani românii care ajungeau bogați, își trimiteau copiii la studii la Viena, la Paris, și acum 100 și ceva de ani românii copiii care studiau la Viena și Paris, când se întorceau în România, parcă nu li se mai părea atât de interesantă România și încercau să o schimbe, veneau cu obiceiuri moderne la acea vreme, deci cumva Cred că se găsesc foarte multe similitudini. Nu? Acum discutăm de. Cred că aproape fiecare părinte. S-a gândit la un moment dat sau a văzut cu atenție această idee. Hai să vedem unde ducem, unde îl dăm pe copil la, la facultate. facultate, unii chiar la liceu. Exact. Se gândesc alții, o iau și mai devreme. Dacă mergi la o școală pe curiculă românească sau dacă nu pe una internațională, te gândești că mai departe să dea bacalaureat internațional. Adică sunt. Asta, asta e cel mai interesant lucru, că într-o anumită măsură aceste teme erau pe tapet și acum 100 și ceva de ani. Și e păcat că, na, după ce s-a întâmplat în România, după 1948 în special, da, când a venit naționalizarea, s-a pierdut o bună parte din, din povestea României, da? Și asta e un lucru păcat. E, e un lucru... E, sunt, spre exemplu, multe străzi pe lângă care treci în București, multe... Case vechi pe, pe lângă care treci în București și nu știi povestea lor. Și e păcat. Da. Ne place și citim biografii ale lui, nu știu, Elon Musk, Bill Gates sau eu știu ce alt, sau Steve Jobs, da? Dar nu știm cine a fost un negustor care poate era cel mai important din România acum 50 de ani, acum 100 de ani, acum și 200 putea de ani. Să fie mai aproape de noi. În mod cert și uh, vedem și casa pe care el a construit-o, în care el a locuit da. uh, și habar nu avem povestea povestea ei. Da. Ionut, așa cum știi, podcastul nostru este predominant despre educație, despre învățare, despre a ne dezvolta. Um, dacă vă place acest gen de subiect, nu uitați să dați like și subscribe, ca să cunoașteți oameni din ce în ce mai drăguți. Nu că ar fi o scară aici, dar <laughs> oameni din diverse domenii care însă pot să-și aducă un input pe această parte. <clears throat> tu știi programele noastre, știi taberele, ești de mai de mult, bine, tu direct, a, și tu direct știi programele, pentru că ai venit de multe ori în tabere de familie cu Mihai și ați făcut o grămadă de lucruri. Știi că programele noastre sunt mai mult pe direcția de aventură și de, așa, mai, cu siguranță non-formale, dar clar neobișnuite. Tu, pe de altă parte, ai și o poveste personală foarte tumultoasă, mai ales în ultimii ani și îmi pare rău că ți-a ridicat viața aceste provocări în față. Nu știu dacă poți să o numești aventură sau doar provocare, dar până la, până la urmă, psihologic, ne ducem tot în aceeași zonă. Întrebarea este care e rolul aventurii sau rolul provocărilor? în dezvoltarea ta și a lui Mihai. Cred că noi ne, ne cunoaștem începând din după pandemie încoace, din 2021, cred că am participat în toate taberele de familie pe care le-am organizat. Care... Cred că da, da nu, nu am da. făcut o listă, dar da. Dar atunci cred că, cred că așa a fost. Da, într-adevăr, din, practic din 2021 mama lui Mihai nu mai este, soția mea Iuliana și cumva am rămas doar noi doi și asta ne-a făcut și ne face să avem mai multe activități împreună, să avem mai multe lucruri pe care le, le, le facem împreună și tabăra de familie la momentul respectiv a venit exact ca o... Ca o nevoie pe care o aveam, deci a venit cumva, știi cum se zice că anumite lucruri sunt aranjate într-o anumită măsură de, de, de univers. Așa ne-a venit și nouă, ne-a venit foarte bine tabăra, tabăra de familie la momentul respectiv, pentru că a fost o ocazie bună de a interacționa, noi doi. Și sincer și pentru mine e un lucru bun în sensul că n-a trebuit să mă mai gândesc eu la toate happening ceea ce pentru un părinte mi se pare un lucru fascinant, părintele să poată participa cu copilul la un eveniment și să nu-și pună neapărat, adică să fie un participant, și că în general mai sunt tabere la care participă părinții și copiii, da? Dar fundamental participă părinții Doamne și copiii, sunt participă copiii și părinții sunt cumva acolo ca lor, se uită, mai fac anumite lucruri. Nu, asta chiar a fost despre voi. Chiar a fost despre noi și despre ce puteam să facem, nu? Au fost probe, concursuri în care trebuia să okay. participăm da. amândoi și uh, cumva de la de la asta am plecat. Uh, și de atunci am venit de fiecare de fiecare dată în în, în, în de familie pentru că mi se pare un lucru important fiecare dintre noi în ultimii mai ales în ultimii 10 ani cred viața noastră a devenit mult mai intensă toată lumea trage de noi în jurul nostru. Dacă, să spunem, afacerile ne merg bine, dacă viața ne merge bine și avansăm în carieră, sunt tot mai mulți care trag de noi că trebuie să tot facem mai multă presiune. Exact. Dacă nu ne merge bine, e tot presiune. E tot presiune. Deci orice, orice facem sau orice am făcut în ultimii probabil 10 ani, deși chiar și mai bine, uh, Toată lumea se luptă pentru atenția noastră, și asta mi se pare un mare pericol al zilelor noastre. Știi că exact la asta ne gândim. Dacă întreb pe oricine dacă își iubește copiii, invariabil o să spună că îi reprezintă cel mai important lucru pe, pe, pe lumea asta pentru, pentru ei. Dar dacă ne uităm la timpul pe care îl alocăm pentru copii la calitatea timpului pe care îl alocăm pentru copii, o să vedem că dacă nu tratăm lucrurile, nu știu cum să-i zic, serios, profesionist, corporatist, relația cu copilul, riscăm să ne dăm seama că lucrurile se întâmplă fără noi sau așa din fără și fără știu, să avem noi control. Știu, știu că poate suna un pic uh, un pic prea uh, nu știu cum să i zic, un pic prea orientat către un sfat de business, da, uh -huh. pe care l-aș da, dar uh, așa cum jobul implică niște tascuri pe care trebuie să le facem în, într un interval de timp, da? Avem, nu, în așa numitul job description trebuie să facem anumite lucruri. Cred că același lucru ar trebui să-l punem și în relația cu copilul. Anumite nevoi pe care uh, să le acceptăm ca fiind în uh, descrierea jobului de părinte. Uh, dacă vrem să acceptăm acest job, sigur, există și varianta în care externalizezi acest job într-o anumită bon. măsură, îți iei uh, bone sau variații de, da. de bone de la uh, șoferul sau cineva care le ia pe copil de la școală și îl duce sigur. la. Uh, uh, opționalul A, după aceea la opționalul B, după care a venit acasă, după care și atunci tot forme de da. Cumva mesajul și cum am trăit eu uh, această perioadă Noi am fost foarte apropiați de copil, de, de copiile, singurul nostru copil din momentul în care s-a născut da? uh, din, din 2012 am fost foarte, uh, foarte apropiați și am făcut foarte multe lucruri împreună am fost peste tot împreună, noi toți trei, adică am, am interacționat foarte, foarte mult, pentru că cel mai important lucru pentru un copil, cred, este să simtă părinții alături, în orice formă ar fi ei. Că sunt bogați, că sunt săraci, că au timp de activități, că n-au timp de activități, că. Merg la Munte la Mare, au foarte multe ieșiri în fiecare, fac weekenduri de familie sau din potrivă, merg doar în parcul tineretului lângă noi sau cum. A, să a, se simte, E important să se simtă susținut și să se simtă, să simtă că e părintele în control. Și să simtă permanent părintele, părintele alături. Uh, și da, e foarte complicat de gestionat acest lucru în paralel cu o carieră uh, profesională care eventual să consume, să necesite tot mai mult timp uh, de la o zi la alta. Dar uh, revenind la, la, la să spun la povestea noastră, da... Aventura. Taberele. Care e rolul aventurii. Nu neapărat cu noi, dar în general. Taberele de familie atunci când interacționează mm -hmm. și părintele cu copilul, dar și taberele în care merge copilul. Asta mi se par reprezintă o soluție, din punctul meu de vedere, ideală, perfectă pentru, pentru copii și de ce spun asta? Pentru că mă gândesc la, la copilăria mea, da? Am crescut în comunism, eu m-am născut și am crescut în, în București, nu am văzut lumea, evident, am ieșit prima dată din țară hăt târziu, după anul 2000. Dar am descoperit ce puteam să descoper la mine în parcul tineretului, lângă care am, am copilărit. De este că făceam foarte multe prostii atunci, adică, într-adevăr, și da, dacă ne gândim la riscuri și, riscul, și, și absolut, Da. Absolut, dar aveam aventuri. Asta e, am, am descoperit, așa am descoperit lumea. E, copiii din ziua de azi, mulți dintre ei, sunt trăiesc într-un fel de uh, cocon în care nu mai au această. Uh, această experiență atât de întinsă, atât de uh, paradoxal, deși văd lumea, da, sau pot vedea lumea să, pleacă, să plece în serenătate cu părinții, ei nu mai au atât de multe experiențe culturale. Ei nu mai interacționează atât de mult cu, cu copiii de lângă. Ei nu vorbesc foarte mult între ei. Uh, verbal, adică. Exact, exact. Pe telefon da, sau. <laughs> da. și, și de multe ori discută despre niște chestiuni uh, care. Ok, poate sunt, pentru ei sunt importante, dar nu e o comunicare propriu-zisă, nu, nu și împărtășesc trăiri nu, și când se, 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 ceartă sau se supără pe vremea noastră, trăirile erau mai uh, intense da? și asta te ajuta un pic în... și acum, să știi, că, cred că și acum sunt intense, dar vine foarte mult uh, presupunere. Exact, exact, exact. Ăla mi-a scris, nu știu ce, nu mi-a răspuns în 30 de secunde, mi-a răspuns în 5 minute, mi-a dat cu sin, uh, a scris cu litere mari sau a spus punct la sfârșit și sunt foarte multe presupuneri cu privire la ce simte celălalt. Exact, da. eram, na, pe vremea noastră eram mai direcți uh -huh. un pic și ne exprimam și, na, uh, cred că e, e, e și un lucru bun. Uh, sau era un lucru bun acesta al, al exprimării sentimentelor, chiar dacă, hai să fim sinceri. Pe vremea noastră era foarte mult uh, reject, cum s-ar zice în ziua de azi. Era foarte mult. Uh, uh, și tu bătaie pe Negativism de și foarte mult. Uh, na dacă ne bullying, nici nu mai discut ce. ce o ce... direct, exact, adică exact. Erau direct. Exact. Dar cumva era ce îngușe și încâpușă. Exact. Și da. atunci what you see is what you get. Mm -hmm. Ceea ce. Pe noi așa ne-am format. Uh, de asta. Uh, să spunem, dar asta e o altă lume. e Și revenind la ce ziceam, cred că copiii care trăiesc în acest cocon, care poate să însemne școală, acasă, un mediu mai controlat, uh, de ce nu un mediu mai controlat, pentru că ei consumă foarte mult timp în tehnologie sau alături de tehnologie sau împreună cu tehnologia e, și ei nu apucă având acest să spunem, atenția lor merge prea mult sau tot mai mult în direcția asta. Da. Da. E, pe acest fond, o experiență culturală, cum ar fi mers într-o tabără, mi se pare extraordinar de important. Mm. Sigur, E o discuție acum. Taberele uh, costă. Uh, și am văzut asta și la școală. Uh, cât costă o tabără, cât costă altă tabără, ce primesc în schimb, ce nu primesc în schimb, e o discuție și. Componenta educațională, put, mai sus, mai jos. Putem să o da. avem mai încolo, dar fundamental e vorba de experiența pe care noi putem să le oferim copiilor de mici în a interacționa cu copii diferiți cu oameni diferiți, cu culturi diferite. Asta mi se pare cel mai important lucru, pentru că um, și indiferent că avem un copil liniștit, așezat, că avem un copil agitat, că avem un copil care, nu știu, e bun la matematică sau, din potrivă, urăște matematica și este foarte creativ, în mod cert ce putem noi să-i să oferim este să-i oferim experiența de a interacționa cu alți copii. Care, în mod cert, vor fi diferiți, apropiați pe anumite lucruri. Asta, asta mi se pare esențial. Să nu ajungem la 15 ani, să trimitem, sau la 12 ani, sau poate și mai încolo, să trimitem copilul prima dată într-o tabără, alături de colegi. Nu. Cât mai devreme. Da. Pentru că ei așa își fac structurile sociale. Da. Așa descoperă. Așa, exact. așa descoperă viața. Adică, hai să fim sinceri, toți. Ne amintim, dacă întrebăm pe oricine. Spunem ceva despre bunicii tăi, da, În mod cert, ne vom aminti o poveste pe care ne-a spus o bunic. poate Sau o întâmplare, poate să nu fie neapărat o poveste, dar o întâmplare. Da. Pentru că iată, ne-a format lucrul ăsta și noi am învățat din acele povești. Da. Același lucru copii de mici își trăiesc povestea lor. La momentul respectiv. Sigur, cu urlete, cu țipete, cu supărări, cu tristeți în unele cazuri, dar descoperă cât mai devreme și asta vrem de și fapt. Și mai o componentă, că uite acum vorbind, zici că de importantă e partea asta de uh, aventură, descoperire, interacțiune pentru copii și o să mergem mai, mai încolo puțin în partea de tehnologie și media. Um, dar e și pentru părinți un exercițiu. Pentru că um, să dai pe copil să se ducă, să aibă o aventură, poate nu neapărat în controlul tău. Eu mi-amintesc și poate mai povestești odată cum te-ai simțit, acum trei ani, cred, când am făcut o tabără la, funda, la, fundata și era un exercițiu în care trebuiau co copiii trebuia să pună un ou în echilibru și voi părinții erați, v-am luat în altă parte, v-am legat cu mâinile la spate și am zis, bun, ok, copiii sunt jos și puteți să mergeți mai departe și se termină programul atunci când oul poate stă în echilibru pe o gresie lucioasă. Da? Pe o... Ou... Și mi-amintesc povestea ta după aia sau, nu știu, poate mai povestești odată cumva cum s-a simțit. Că tu erai cu mâinile la spate și mai ai zis, puteți să vă duceți la ei, dar nu aveți voie să puneți mâna pe ou ăla, trebuie să-i lăsați să faceți, voi sunteți legați încătușați cu mâinile la spate. Da, um... Știi, ăsta e genul de situație, și genul de moment în care uh, îți dai seama cât de puțin controlezi de fapt. Ai doar aparența și uh, cumva uh, noi tot timpul am fost lângă el, da? Și uh, cu atât mai puțin, cu atât mai mult eu în ultimii ani am fost, uh, am fost lângă, lângă, lângă el, lângă Mihai tot timpul. Uh, dar sunt anumite momente când îți dai seama că. You have to let go, cum se zice pe românește, da? Pentru că nu poți să trăiești tu experiența copilului. Uh, și oricât de mult, asta îmi spun în continuare, deși nu reușesc să fac asta suficient de bine, uh, să nu trăiesc eu greșelile lui. Trebuie să lasă să-și trăiască greșelile lui și trebuie să-și le trăiască cât mai devreme. Uh... Dar, dar atunci, tu zici corect la nivel teoretic, ce zici? Dar atunci... A fost greu de înghițit În mod, eu cert mi -amintez, a fost. Dacă mi-amintesc bine formularea ta după aia Ai zis ce Andrei, mai Andrei Când am intrat în camera aia acolo Eram așa cu capul plecat ca mielul la tăiere Dacă mi-amintesc ce ai zis Da, pe, credeam la momentul respectiv Credeam că nu. A... Care era frica? Ce se întâmpla? Nu, frica era întotdeauna uh, Te temi? Sau eu mă tem de uh, tristețea lui, de supărarea lui, de frustrarea lui în momentul în care nu iese ceva. Uh -huh. uh, și nu vreau să trăiască această frustrare, supărare, tristețe, dar pe de altă știe ca uh, pe umărul din dreapta am uh, lipsa. Îngerașul, exact. Și pe partea aceasta înțeleg că dacă nu o trăiește și nu o experimentează, Poate nu să, fie crește. doar prin, poate să fie în, acea, în acel număr foarte, foarte mic de oameni care învață din poveștile altora. Dar cei mai mulți dintre noi învățăm din greșelile noastre și din dramele noastre și din problemele noastre. Și atunci, pe de o parte, nu vrei și zici, ah, cum să-l fac să... Uite, îți dau un alt exemplu și profit de el pentru că cumva Legatul la pantofi, da? Legatul șiretului. Da. Deci, asta mi se pare o chestiune uh, este. A fost mult mai greu uh, învățatul legatului la pantofi decât mersul pe bicicletă. Ok. Mult mai greu. Uh, dar, în momentul în care vezi că uh, copilul se leagă singur la, 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 la pantofi, este wow. Deci, o, o o performanță pe care, bine, o vezi, așa pentru tine, dar. Uh, în momentul în care și discuți cu el și înțelege, să spunem, trăirile pe care le-a avut de la momentul T0 în care nu, nici nu se poate, nu se pune problema, până la când aproape ți iese, până la odată ți iese, odată nu ți iese, o fundă ți iese, o fundă nu ți iese, asta e o experiență foarte importantă de învățare. Cu atât da. mai mult să pui un ou să, să stea drept. Să, așa. Să, să da. stea drept. Da. Și adică sunt puține lucruri mai frustrante de atât pe lumea asta. Da. Dar totuși aventura, ca să zic așa, sau frământarea aia, până la urmă va ieșit. Adică era... Da, contrar a ceea ce credeam eu la momentul normal. respectiv, a ieșit, a ieșit și s și ateneri. De fapt, cred că asta este a, lecția vieții, știi? Așa. Că noi nu... A, noi Trebuie să. să cum să zic? Nu, nu, nu suntem suficient de încrezători în ceea ce se întâmplă. Și, uh, sigur, uh, încercăm să oferim ce e mai bun pentru copiii noștri, da? Dar, câteodată, cei e mai bun nu trebuie să însemne neapărat cei mai bun în sensul de protecție. Uh -huh. cei, câteodată, ce e mai bun înseamnă să. Zboagă îl lași să puiule, se. Exact, înseamnă să-și să -și trăiască și. Taberele sunt un astfel de, de exemplu. Bun. Acum, sigur, probabil depinde de fiecare copil în parte. Adică, Mihai a fost un copil și este un copil căruia i-a plăcut din prima tabără la care a participat, prima întâlnire la de care... Și de preferință depinde și de chimia la care a cu oamenii. Participat. Da, sigur. da. A, absolut. Adică da. poate sunt anumiți copii la care e mai greu să facă pasul, da? Sigur. Cred că părinții trebuie să încurajeze să facă lucrul ăsta. Și mă uit la, 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 la cât de multe oportunități sunt: de, de, de uh, tabere, de evenimente, de, de școli de vară, de. Uh, și noi am mai vorbit lucrul ăsta de, de, de cățărare, adică sunt atât de multe oportunități, da. unul de dezvoltare intelectuală într-o anumită măsură, da? de dezvoltare fizică. De dezvoltare emoțională, deci sunt atât de multe opțiuni pentru, pentru copiii, ziua de azi, mi se pare o oportunitate uriașă pe care, totuși, cred că nu sunt suficient. Părinții nu urmăresc suficient de aprofundat aceste oportunități, așa cum le urmăresc, spre exemplu, cele legate de vacanțele pe care, pe care vor să le facă împreună. Eu cred că este și o componentă de cordonul ombilical care nu este neapărat tăiat în totalitate sau s-a și întărit destul de mult și este o... Aici poate poți să-mi spui cum de cordonul ombilical dintre voi nu s-a rigidizat. Și ai... pentru că după ce treci prin niște greutăți, niște traume, niște momente grele și cu uh, mama lui Mihai și cu uh, alimentația lui mai specială, că, na, și cu toate, toate tentația, instinctul este, stai puiule, să vin să te protejezi, stai așa, să vin o sub baripa mea, te țin aici până când te faci tu mare și așa este și uite, în cazul lui Mihai, punctual, noi la uh, undeva pe la 3 ani am descoperit o intoleranță la gluten da, pentru, pentru el, boală celiacă, ceea ce înseamnă că, cumva, la momentul respectiv, aproape nimic din ce era disponibil pe piață nu putea să mănânce pentru că exista riscul de contaminare și atunci riscul de contaminare cu gluten asta înseamnă un lucru sau de, de anumite manifestări îi, îi determină anumite. mi-a spus el într-o tabără a zis dacă mănânc o felie de pâine sau e murdară farfuria după ce a stat pâine pe ea mă zvârcolesc pe jos de durere trei zile. Nu știu dacă a exagerat sau nu, n-am văzut, dar totuși da. el a fost după aia cu noi la supraviețuire, cu cort, cu da, mâncare. Da. Asta, cu, asta știu vreau ce. să deci, spun, că cu... noi în momentul respectiv, sigur, ăsta e un lucru, dacă stai să te gândești, înseamnă că în orice tabără ai o problemă cu alimentație. Aia. Okay. Practic, cele trei mese pe zi, copilul nu poate să le mai. sau trebuie să aibă un regim special. Da. Și atunci, pe acest lanț, înseamnă niște complicații. Ce vreau să-ți spun este că uh, Mihai a participat și participă în foarte multe tabere, pentru că, în discuțiile pe care le-am avut de-a lungul timpului cu organizatorii, ei au înțeles valoarea acestui lucru. Da, sigur, în primele ieșiri, să zicem, pe care le-a făcut uh, mini-tabere sau excursii, sau uh, noi eram uh, la o vilă uh, lângă, da, în, în spate, și duceam învățătoarei uh, mâncare uh, deci dimineața, la prânz și seara. Da. Și, uh, dar asta pentru a-i construi lui, uh, uh, să spunem. Uh, 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 independența, da? Deci el știa care uh, mâncarea uh, aia uh, specială a lui și o mm -hmm. ofeream și eram acolo da. în caz că se întâmplă ceva. Ce vreau să spun e că uh, avem soluții și există soluții pentru foarte multe situații și foarte multe probleme care pot apărea uh -huh. uh, Și tu știi foarte bine că am discutat de-a lungul timpului în toate taberele, chiar și în tabăra de supraviețuire da? Unde, uh, fundamental, la tabera de supraviețuire uh, nivel 2, da? te duci cu rucsacul în uh, spate și nu stai la cabană Ești, uh, să spunem, tu cu rucsacul tău, da? E, chiar și pentru uh, această variantă am găsit soluții, Sigur. copilul a mâncat, uh, uh, s-a întors... Uh, a învățat. Uh, da. asta, asta cu atât mai, mai, da. mai, mai important. Pentru orice probleme ar apărea, pentru orice limitări ar apărea, dacă ai mintea suficient de deschisă, poți să găsești niște soluții. Ok, poate nu sunt perfecte, dar... Găsești niște soluții și e, știi, un lucru pe care noi nu prea-l, să zicem, nu prea-l valorizăm așa cum trebuie este acel good enough, acea versiune suficient de bună. Da, Noi toți căutăm soluțiile optimale, variantele cele mai bune, nemaipomenite, cu rezultate perfecte. Nu! Dacă avem o anumită un anumit prag și uh, rezultatul pe care îl obținem noi este peste acel prag, și acel prag îl considerăm suficient, eu zic că e o soluție, aceste soluții acceptabile. Trebuie să. noi zicem tot e timpul mai bună că căutăm. Da, și soluțiile acceptabile sunt bune. Uh -huh. uh, și pe un termen lung, adică noi prea tindem spre perfecțiune, tindem spre lucruri deosebite când ar trebui să tindem către soluții acceptabile și nivelul acesta de acceptabilitate să-l mai creștem un pic la următoarea, să-l mai creștem, adică așa o, da. o, o creștere a performanțelor așa mai, mai, mai modestă, dar constantă. Da, constant, și același da. lucru este și cu taberele, exact cum, cum, cum spui tu, de la tabără nivel 1 de supraviețuire la tabără nivel 2. Sigur, e altceva, în prima tabără povestea cât de entuziasmat era că a dormit o noapte afară. Uh, deja în, în uh, nivelul 2 a dormit. Armena a adăpost de urgență. De asta nu zic a dormit adică o folie. <laughs> da. Și dacă are ghinionul să plouă atunci când și-au făcut. Uh, uh, dacă și-au făcut. Adăpostul. Bine, nu se udă, dar tot e aventură, tot absolut, am învățat ceva. Absolut, absolut. Tu ești aici în poziția de jurnalist și aș vrea neapărat să ating subiectul ăsta, pentru că ești foarte aproape de lumea asta media. Um, subiectul pericole sau oportunități în concepția copiilor despre media actuală, așa cum arată ea astăzi, sunt oportunități și pe dezvoltare, sunt și pericole. Și um, cum vezi tu, pe de o parte, tabloul ăsta, pe de altă parte, care este concepția copiilor sau Abordarea ta în educația lui Mihai cu privire la partea asta de media, ce resurse accesează, învață de acolo sau nu învață, sau sunt doar de fan de entertainment sau sunt chiar lucruri periculoase, ești foarte aproape de linia asta, ok, o să dureze până o să acceseze el uh, literatură de business de pe Forbes, dar uh, până atunci sunt sigur că știi cum funcționează sistemul. A fost într-o tabără de antreprenoriat Deci okay. a fost la Sunt tabere de antreprenoriat care se fac Sim, de la da. Sigur în, La nivelul la unui nivelul copil lui... de 7-8 ani sau 9 da. ani cât avea La momentul respectiv Da Văd foarte mult Văd foarte mulți copii Care Contează mult să ne uităm și la peisajul Să-i spunem media da? Peisajul media așa cum îl vedeam noi pe vremuri în care aveai televizor, ziare și era mai, hai să spunem, mai tradițional cumva. Lucrurile erau destul de bine împărțite. E, în momentul de față acest peisaj mediu, uite, îți dau un exemplu, da? Când am intrat eu în anul 2000, când am intrat în zona asta de publishing, da, exista printul, puțin de internet acolo nu foarte mult și, și televiziunile și radiourile. Deci erau niște formate clasice tradiționale, da? Apoi s-a dezvoltat online-ul destul de mult. Apoi au venit și îți zic doar din perspectiva printului, da? Deci online-ul a venit să omoare printul, cum se zicea, da? După care au venit blogurile ca uh -huh. să omoare online-ul tradițional care să omoare printul, după care au venit vlogurile, după care au venit influencerii și așa mai departe, după care au venit. Deci, tot timpul, în peisajul ăsta oarecum al, al, al media, se, cineva omoară pe cineva, da? Pentru că sau înțeleg, atacă, deci pe, zice așa, atacă pe cineva. Se modifică, este... se evoluează. Absolut, nu, dar da, da. în peisajul median Normal, că tu, ca de ești trebuie să te pe pânt, în peisajul media, trebuie să ai cuvinte, nu? Până la urmă, atenția normal. trebuie să o aduci, cel puțin dacă ne gândim la cum nu? emisiuni, anumite emisiuni care au apărut la, la, la televizor sau anumite site-uri au făcut trafic prin aceste Sigur. exagerări, da? da? Deci, evident, erau exagerare da. Nimeni nu omoară pe nimeni, dar apar noi formate. E, în peisajul actual al, al media e o chestiune foarte fragmentată, da? pentru că trebuie să ne gândim. A apărut social media de câțiva ani buni. Această social media la rândul ei are anumite spin off în care Facebook începe să fie să, să, grupeze doar o anumită categorie de vârstă și de interes. Da? Twitter-ul, cel puțin după ce l-a luat Elon Musk, nu mai știm exact în ce direcție o duce. TikTok-ul da, de care Sigur. vorbim, iar duce și atunci, în acest peisaj, trebuie să ne gândim că lucrurile sunt mult mai. Uh, uh, e, e, e mult mai greu să emiți o judecată de valoare, să ai o soluție one size fits all, știi? Aha, clar, și atunci, mă. copiii, în anumite condiții, se duc către A, B, C okay. sau D. Acum, ce mi se pare mie esențial în toată această poveste. Este această avalanșă informațională pe care, pe care o primesc copiii. Este să aibă capacitatea să discerne. Da. Că e site-ul site unei publicații de afaceri sau că este o televiziune, site-ul unei televiziuni, că este televiziune, că este un influencer, că orice, ăsta este. Cred asta va fi drama zilelor noastre, și pe viitor va fi și mai rău. Să-ți dai seama ce. știi, se vorbește foarte mult de fake news-ul ăsta, să distingi fake-ul de real. Da. Asta este atât de greu. Și pe zi ce trece devine și mai greu, da? Că vorbeam un pic mai devreme de AI, înainte să începem. Și același lucru. Acum poți să-ți faci un digital twin la câțiva. Pentru numai câțiva euro, nu prea mulți, poți să-ți faci propriul tău, nu? Să-ți simulezi vocea, să o extrapolezi și să, 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 să spui orice cu cuvintele tale și cu da. imaginea ta, da? Același lucru poate să facă și alții, și atunci capacitatea copiilor de a distinge acest fake de real. Asta va... Uh, ce e, cu uiul pe pelea. Da, da, da. pentru că trebuie să ne gândim la, dacă ei nu-și vor da seama de, de, de lucrul ăsta și vor merge cum se zice în termeni fotbalistici și se duc după fentă, uh -huh. e foarte complicat după ce te-ai dus după fentă să te repliezi Sigur. și să vii să faci deposedare în ultimul moment. E da. foarte greu. Și atunci ăsta este riscul cel mai mare pe care îl văd în peisajul media în orice formă de declinare a lui. Și mai am o întrebare aici. Um, cum verifici tu ca părinte cum... Mihai este la vârsta la care accesează toate aceste platforme. Ok, controlul parental deja nu prea mai poți să Adică, mă, mai poți să-l implementezi o vreme, dar nu foarte mult. Um, și cum verifici um, utilitatea al ceea ce se uită. De ce întreb? Eu dacă... Ah, am și eu TikTok pe telefon, ok. Încerc să fiu la curent cu um, la ce se uită copiii care vin în tabere și să fac programe pentru ei și așa. Deci am TikTok pe... așa, mă mai uit pe TikTok, recunosc. TikTok-ul meu arată cu totul altfel decât TikTok-ul cu lor. Cu totul altfel. Deci mie ce mi apare acolo sau perilurile de Facebook, tot orientate am învățat algoritmul ce îmi place mie. Hai să-i dăm lui Andrei motociclete și tehnici de cățărare și noduri și oate, ei se uită la altceva. Deci dacă la un moment dat am avut curiozitatea să zic ia dă și vreau și eu să văd ce așa. Era alt TikTok. Alt cu totul și cu yep. totul altceva. Cum poți să ai control pe chestia asta? E ca atunci când îl trimiți în tabăr. În... În, în tabără eu am instructorii acolo care sunt Nu, Nu, mă refer la ce simte părintele când trimite ah, un okay. copil în tabără Trebuie să dozezi cât un pic, cât un pic uh, uh, libertatea pe care îi oferi. Uh, și să, cred, să vii la fiecare pas și să-i să explici. Uh, Hai să faci tu educația asta. Să încerci, să încerci să faci lucrul ăsta pentru că nu vrei să-i zici, hei, tu n-ai voie pe TikTok. Sigur. Hei, tu n-ai voie pe pe, pe, -ai cum. pe YouTube Shorts. Hei, tu n-ai voie. Păi de ce? Că X, Y, Z face asta și uite, tot timpul stătea acolo și făcea. Nu poți să adică poți, dar nu e o soluție. Și atunci încerci să. Uh, sigur, e greu unui copil, nu știu, de 10 ani sau de 9 ani, când uh, nu. Uh, Mecanismele de gândire nu sunt încă bine și. și Conști... el nu poate conștientiza anumite lucruri, da? Un copil de 8 ani sau de 9 ani când exact. îi spui, dom'le, stai că nu-i bine pentru tine. Ascultă-mă că zic eu și iată, spun studiile, spun că nu știu ce și nu știu ce. Cercetătorii Artic, britanici... La gând, așa. Cercetătorii britanici nu interesează. Poate să fie și de la Oxford, Sigur. după copil nu-l interesează fundamental. Noi zicem, o, oh, de da. la Oxford, ok, e serioasă okay. treaba. Dar pas cu pas, să încerci să explici cât un pic, cât un pic, să lași, să vezi, să experimentezi, să... Uh, nu am o soluție. Uh, cred că este un efort din acesta permanent până la momentul când... Ai încredere e... că are el gândirea critică suficient dezvoltată. Da, încerci să faci, dar nici, să, faci... nici să nu fi prea intruziv. Clar. Asta e riscul, că dacă Ia, ești faci... prea intruziv... Dar la un moment dat o să ți dai seama dacă a mers sau nu. Dar mm -hmm. până ajungi acolo nu-ți dai seama. Tu doar ești e așa, un fel de ești într-o mașină în ceață, așa, da? Și vezi doar foarte puțin în față. Același lucru. Mai mergi un pic stânga, un pic dreapta ca să nu o iei de pe da. dacă simți că cumva începe să tremure roata pe dreapta, înseamnă că ești pe marginea drumului. Mai dai un pic stânga sau invers. Adică cam așa. La un moment dat, dacă vei vedea Cabana, vei fi ajuns. Uh -huh. Dacă nu, tot încerci acolo. Deci, cam, cam așa o văd. nu Cu siguranță face ceva bine, pentru că Mihai și citește și as, și scrie. Simplu fapt că face. Da, aici a fost agată o gândire critică, arată o profunzime. Da, aici a fost și are o... abilitatea de adaptare. Aici a fost și o. o, o să spunem, o conjunctură într-o anumită măsură, dar lui copilului s-a citit de mic. Uh -huh. E. Seara la, fisi, seara la băiță, la culcare, îi se spuneau povești da? de către părinții lui. Foarte mult de către, de către Iuliana, de soția mea. Na, eu eram cu Forbes destul de mult la serviciu, dar ea îi citea foarte mult și a deprins acest... De asta spun, poveștile funcționează foarte bine și vor funcționa foarte bine Cred pe tot parcursul vieții, dar, mai ales de, de de mic. Și atunci, automat, dacă părintele sau bunicul sau cineva este lângă copil și citește împreună cu copilul, râde împreună cu copilul, plânge dacă, vai, uite ce a pățit săracul Garfield, ce i s-a întâmplat lui Garfield. Treci pas cu pas, da? Ajungi la faza, prima fază este cea în care uh, copilul lui se citește, el vede pozele da? și îi se citește, după care parcă ar vrea să înceapă să citească și el. Îl încerci ușor, ușor să-l forțezi, într-o anumită măsură, să citească. Direcționezi, să-l împingi. Da. da. Sigur, nu poți să-l pui să citească cărți Încă. cu mult text, da. dar poți să intri cu o bandă de senat, O bandă desenată cu Garfield, o recomand oricui, este, sunt e, e un copil care citește și râde acolo la glumele pe care le face Garfield, poate să facă, îți mi-aduc aminte, Mihai citea cărțile cu, alea cu Garfield și râdea câte jumătate de oră, o oră la o poantă din aia a lui Garfield care făcea o nebunie. Ăla iar e un pas Sigur. în care el începe să-și citească singur. Apoi mergi la următorul nivel în care ai, poate, nu știu, Asterix și Obelix, care sunt, au un pic mai mult text, și au mai multă acțiune din nou, bandă de desenată da. și atunci pas cu pas cu pas ajungi să citească cărți de sute de pagini, pentru că la un moment dat începe și trăiește aceste povești, da. că până la urmă cărțile ce sunt, Sau, mai ales cărțile pentru, pentru copii sunt pline de de, 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 morale. de, de povești, de experiențe da. Da? și atunci asta e un lucru fascinant pentru un copil să trăiască atât de multe povești și atunci când le citește, să le trăiască în mintea lui, nu în fața unui ecran, exact așa cum și l-a imaginat un regizor. Nu zic că e un lucru neapărat rău, da, e, da, da. e bun și asta, dar ai tot ce poți să-i oferi. Adică, când o trăiește în mintea lui, e altceva pentru un copil. Și atunci, pe acest fond al să spunem experiențelor. E o formă de ex experiență în care îl trimiți pe copil într o aventură, el stând acasă, da? E, e mai ieftin, e o, o tabără mai ieftină, dacă sigur, vrei, da. în care el stă acolo și se duce într o uh, într o aventură. Și sigur, dacă faci ulterior, dacă discuți cu el, poți să extragi anumite mesaje, să vezi ce înțelege, cum înțelege și în felul ăsta se formează o formă de gândire critică. Exact. Da? El începe să. când îi se întâmplă ceva în viață, începe să facă paralele cu, ah, da, uite, aici e un bec. Hai să spun despre povestea cu tare a unui personaj care nu știu ce a făcut cu un bec la un moment dat, sau Harry Potter care a făcut nu știu ce lucru, da. sau anumite lucruri. Și asta construiește și un pic de gândire critică. Sigur, marginal. Și modul plăcut. Da. Da, pentru că mai apoi când ajungi la școală și vei uh, primi uh, obligatoriu să faci un referat din uh, eu știu ce poveste, tu poate le vei fi citit, ai această experiență în care uh, ai citit uh, de dragul cititului și nu că te-a pus la școală. Pentru da. că uh, și văd multe școli care uh, sau văd părinți care uh, cer socoteală școlii. Pentru că nu citesc copiii. Pentru că unele școli spun, hei, la noi avem o oră pe săptămână sau o oră pe uh, cel puțin 15 minute pe zi, era la, uh, când, când era mai mic, trebuie să citească copiii. Și părinții citea, uh, cereau uh, -o cotea la școlii, dar de ce nu citește sau uh, a citit alea 15 minute? Da, da, alea 15 minute sau 30 sau 45 pe zi, ok, sunt o componentă, da. Hai să faci și tu același lucru acasă. Asta zic. Adică, da. să crezi, nu? Continuă principiul. Da, continuă da, da. Asta, asta, asta mi se pare un risc. Faptul că privim copiii ca pe o componentă din asta. În care externalizăm anumite lucruri. Sigur, acum în afaceri e o idee bună să externalizezi și tu să te concentrezi pe uh, uh, cum se cheamă pe, pe fă o fă activitate principală. Nu, nu, tu tot. te concentrezi pe activitatea principală și restul externalizezi da, chestiile dar tu secundare. Pune de verificare. Da, și te implici. Da, și dar, faci dar în situația asta, dar în situația asta cu copii, cred că ar fi bine. Uh, adică să fim un pic mai conștienți da. de lucrul ăsta, pentru că. Uh, cred fiecare ne dăm seama că timpul zboară și să nu ne trezim prea târziu. Și una e să te trezești prea târziu în business, unde business-ul a mers cât de cât până la un anumit nivel, da? dar puteai să fii mult mai... Da, trăiești good enough. Și alta este să te trezești în raport cu copiii tăi, cu experiențele lor, că, Când deja s-au făcut mari. Poți, dar e păcat de... Târziu, da. Am ajuns la finalul timpului pe care îl avem disponibil. Simt să trag câteva concluzii. După ce am vorbit, mi se pare că s-au învârtit, așa prin cameră, foarte multe idei foarte, foarte, foarte drăguțe. Mi se pare o abordare foarte interesantă această paralelă între business și copil. Și da, putem să o tratăm și așa dacă ne păstrăm imaginea de ansamblu plec după ce am vorbit cu tine cu uh, dorința și cu înțelegerea faptului că trebuie să avem control și o abordare și rațională a parentingului și a modului în care facem parenting. Planificată, să ne gândim, are nevoie și de asta, are nevoie și de aventură, are nevoie și de structură, are nevoie să îi fiu un model, să mă vadă pe mine citind ca să citească el și să, uh, să și așa o să se dezvolte, o să se dezvolte frumos. Um, mea mi se pare că toate lucrurile astea, atâta timp cât reușim să le verbalizăm noi, să le ni le definim noi, după aia putem să le înțelegem, să le dăm mai departe către copil și este responsabilitatea noastră, nu doar să găsim cel mai simplu mod să fim liniștiți, să ne bem berea și copilul să facă whatever, ceva, așa. Simt asta în discuția cu tine și mi se pare foarte sănătoasă abordarea. Îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația noastră. Dacă v-a plăcut să ascultați discuția cu Ionuț și credeți că mare miez și ați avut ceva de învățat de aici. Eu, cu siguranță, am găsit o grămadă de lucruri de învățat. Vă invit și data viitoare. Nu uitați, like și subscribe și vedem ce invitat surpriză avem pe următorul segment. Mulțumesc foarte mult, Ionuț, și să ne vedem cu bine data viitoare. Mulțumesc și eu, Andrei.